Cei care au venit la biserică pentru slujba de liturghie cu ocazia sărbătorii întâmpinării Domnului au fost martori la hirotonia unui diacon. Alți doi diaconi l-au condus în altar și în jurul Sfintei Mese de trei ori, simbol al inițierii. În timpul acestei procesiuni, candidatul sărută de fiecare dată cele patru colțuri ale mesei. Hirotonește pe cucernicul ipodiacon Ionuț întru diacon, să ne rugăm dar pentru acesta, ca să vină peste el or întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Tânărul care a devenit membru al bisericii este și asistent medical, iar de acum poate avea grijă și de sufletele enoriașilor. Am participat la un moment frumos în timpul Sfintei Liturghii. Unul din tinerii teologi a primit treapta diaconiei. Este prima treaptă de slujire. Și acest tânăr, trebuie să vă spunem, că este un vrednic slujitor pentru Dumnezeu. Cei mai mulți dintre cei prezenți nu au mai asistat până acum la o asemenea slujbă și au fost plăcut impresionați. Ceva deosebit, pentru fiind prima dată când particip, chiar mi-a plăcut foarte mult. Este un moment înălțător și apoi suntem martori, să știți, și aici și în lumea cealaltă suntem martori la acest lucru. Deci o mare taină, căci preoția nu o poate avea oricine. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.